spuneați dumneavoastră că acest eveniment important al comunei sale. Un eveniment foarte important, în vedere că în această zi se semnează contractul de proiectare, execuție pentru sisteme inteligibile de gaze a rețelelor de distribuție. Pe această cale mulțumim domnului director de la SC Habau, Ploiești, domnul director Carl Leidenforst. Bine ați venit în Comuna Sândren, iar comunitatea locală vă salută prezența dumneavoastră. Lângă domnul director este domnul proiectant, domnul Popa, cel care va executa proiectarea obiectivului de investiție menționat. Bine ați venit în Comuna Sândren, domnule proiectant. Obținerea acestui proiect, acestei finanțare pentru acest obiectiv a fost nu dificil, a fost foarte, foarte dificil. Având în vedere că în anul 2020 s-a deschis o sesiune în luna mai-iulie, unde doar 15 OAT-uri a depus cereri de finanțare. Din acele 15 OAT-uri la nivel de România, a fost aprobate doar 10 cereri de finanțare, printre care și Comuna Coțofănești. Știu că și dumneavoastră ați câștigat licitația la Comuna Coțofănești. În a doua etapă, a fost o etapă foarte scurtă, unde termenele s-au mărit pe parcurs, dar primul termen a fost de o lună jumătate. Asta înseamnă de la 1 august până pe 1 octombrie, două luni de zile. Am obținut această finanțare, s-au depus 243 de proiecte pe aceste fonduri europene, dintre care eligibil au fost 43 de proiecte. Aici vreau să rețineți un aspect, că punctajele obținute conform ghidului de solicitare, primele comune au câștigat acele proiecte. Adică prima comună a fost cu 90 de puncte, iar noi am avut un punctaj de 56 de puncte, ne-am situat pe locul 153 din 243 de comune. Asta înseamnă că acest proiect a fost eligibil, dar fără finanțare. A apărut programul Anghel-Salin, pe care dumneavoastră știți foarte bine, și toate proiecte care au fost aprobate pe POIM au fost preluate de programul Anghel-Salin. Dar ce vreau să spun? A fost o muncă asiduă, foarte grea. O muncă foarte grea pentru angajații Comunei Sândren. Și aici aș vrea totuși să spun, să apreciați angajații Comunei Sândren, că într-o perioadă foarte scurtă de timp am reușit să depunem acest proiect. De ce spun asta? Doar 5 proiecte la nivel de județ Bacău au mai fost aprobate. Doar 5 proiecte, inclusiv Comuna Sândren. Ceea ce vedeți dumneavoastră acum că s-au aprobat 114 proiecte, au fost pe niște sume foarte mici, respectiv 12 milioane de lei. Noi avem o finanțare de aproximativ 31 de milioane de lei, 6 milioane 200 de mii de euro. Eu mulțumesc foarte mult angajaților Comunei Sândren pentru munca asiduă. Toți angajații, avem foarte puțin angajați și mulțumesc foarte mult pentru acest proiect. Fără dumneavoastră, noi nu am fi obținut acest proiect de sistem de gaze. Mulțumesc frumos! Un mod important, primordial, în obținerea acestei finanțări, a avut trei persoane. Catastrist, consultant, proiectant. Toată activitatea a fost coordonată de consultant. Dar toate datele au plecat de la catastrist. Pe această cale, vreau să vă spun sincer, dacă nu am fi avut un băiat din Comuna Sândren care să se ocupe de aceste ridicări topo, eu nu știu pe ce am dat, noi nu am fi obținut niciodată acest proiect. Toate lucrările de ridicări topo au fost făcute de Ionuț Păcean. Eu nu știu cum să le eurocat, acum știu că Tairos nu prea a fost de acord, dar ce să faci? În spirit de drum. Da, felicitări! Mulțumesc tuturor care v-ați implicat în obținerea acestui proiect și ceea ce este, cum să zic, uimitor este faptul că SC Habau, asta-i spuneam, pe scări, nu a venit la licitație cu un profit de 14-15%, cât poate să precizeze legea și să dă voie să vină. A venit cu un profit de 3%, astfel încât să termine lucrarea, să aibă un profit mic, dar până la urmă să se termine lucrarea. Mulțumesc foarte mult!
Dacă vrei să ne spuneți câteva cuvinte, comunității să nu e. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ne bucurăm foarte mult că suntem aici. Firma este o firmă cu capital din Austria, dar suntem din anii 99 deja în România. Am creat, am făcut multe proiecte în România, special pe case, și vreau să vă asigur și toată comună că punem tot efort, expertiză și experiență tehnică în proiectul, să realizăm proiectul pe calitate dorită și în banii care am ofertat și cu 3% profit și în timp în care am promis să facem proiectul. Mulțumesc mult! Cel mai greu a fost constituirea acelui cont de cash flow. Este cam singura comună care a constituit acel cont. Noi ne-am luat niște măsuri de precauție, având în vedere ce s-a întâmplat la repetarea cu apă la canalizare. Și am impus ca firma care se prezintă la licitație a fost pe punctaje să constituie un cont de cash flow de 1.000.000 de euro. Adică în acel cont, 2.000 vor lua din acel cont, urmă se va reîntregi acel cont, adică m-am gândit, cum zice domnul director, să terminăm cât mai repede această lucrare. Adică să nu ne ducem să o lungim lucrarea, să o terminăm cât mai repede. O să fie un inconvenient, chiar a precizat domnul director, acolo nu există asfalt. Dar l-am asigurat pe domnul director că avem zone unde putem să ne descurcăm și va fi foarte bine. Poate, să zicem, într-un an de zile, un an jumătate, va fi gata lucrarea. Deci eu preconizez ca un an jumătate. Acum, domnul director, știe mai bine, pentru că, vedeți dumneavoastră, în România, acum, toate materialele se scumpesc. Și constructorul, chiar dacă vine cu un coeficient de ajustare pe UG 47, nu-i prea convine, pentru că salariile pe manopire nu știi cum au să sar de la 3.000 la 4.500 și s-ar putea ca acest coeficient de ajustare pe UG 28, UG 47, UG 15, nemai fiind, să nu-ți acoperi cheltuielile. Și atunci, ești nevoit să termini lucrarea într-un timp foarte, foarte scurt. Spune-ne ceva, că mulțumesc din tot sufletul. Da, în primul rând, aș vrea să vă spun că a fost totul pe linii pe unghii de cuțit, cu termenele. Am avut mare ajutor și din partea angajaților dumneavoastră, din partea doamnei Nicoleta, din partea doamnei domnului Radu, și împreună cu toți colegii mei am reușit să ducem la un sfârșit această ridicare topo pentru obținerea autorizației. Da, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Vreau să precizez, domnul nu știe foarte bine, așa cum s-a întâmplat la branșamente de apă, așa va fi și la branșamentele de gaze. Domnii au un plan de situație, domnul proiectant are un plan de situație cu persoanele care au depus cerere. Noi trebuie să respectăm acel plan de situații cu acele persoane. La sfârșit, acum știți cum se spune, și la pomană suntem, nu suntem la pomană, dar până se vor finaliza toate acele 1050 de branșamente, primordial sunt cei care au depus cererile acum în anul 2021. Pentru că nici SECE Habau, nici primarul comunei Sântulen nu poate să facă rabat dând de o parte o persoană, punând altă persoană, pentru că este abuz în serviciu și vă spun de la început, e abuz în serviciu și conform codului penal se pedepsește cu 1 la 3 ani de zile. Adică vreau să se termine lucrarea în niște condiții și termeni foarte scurți. Domnul proiectant, acum domnul proiectant să spună câteva cuvinte, pentru că el este cheia și aracata în acest proiect. Noi mai puțin, domnul proiectant. Bună ziua, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră astăzi. Vreau să vă spun că din partea noastră veți avea tot sprijinul și ca soluții și ca termene. Și mai mult decât atâta, domnul primar a spus că mai avem o comună în județul Bacău, dar să știți că din cele 10 care s-au calificat pe POIM, 2 sunt ale noastre, de fapt 4, că una este din 3 comune. Deci suntem împreună deja la al 5-lea, al 6-lea proiect de acest gen. Și la al 2-lea proiect cu Eurocadu. Și de primul proiect, Eurocadu s-a achitat cu brio de partea dumnealui din contract. Așa că suntem convinși că și aici vom avea și sprijinul dumnealui. Și suntem convinși că vom avea și sprijinul primăriei și al dumneavoastră pentru a ne putea ține de termene și a rezolva problemele care vor apărea. Vă urez să vă bucurați de gaz cât mai curând.
proiectat și acum vreau să completez doar ceva. Foarte mulți oameni sunt reticenți la raze. Nu, nu fiți reticenți. O căruță de lemne costă 12 milioane, îți trebuie minim 3-4 căruțe, te duci la 6.000-7.000 de lei, prin când la gaze te duci la 2-3.000 de lei pe an. Deci este mult mai benefic gazele, adică să nu fiți reticenți la gaze. Dar eu mulțumesc, doamna contabilă, dacă vreți de stori pe care nu intenți. Mulțumesc! Comuna Sângureni are nouă de doamna contabilă și o apreciez foarte mult pentru că, știți, la un moment dat, suntem predestinați un anumit loc și poți să faci orice în viața asta, că s-ar putea să nu poți realiza nimic. La un moment dat îți dai seama, domnule, de ce sunt așa, de ce s-a întâmplat așa, deci noi oamenii nu putem face nimic în această comună. Și Comuna Sângureni are noroc, acum sincer să fiu, două persoane care sunt singure, de Dana Contabila și de mine, că dacă nu am fi fost singure, nu. Deci noi am fost la muncă și sâmbătă, și duminică, și luni, și nu știu dacă pot să coordoneze o comună neavând un anumit timp plin. Deci să apreciați foarte mult pe doamna contabil și toți angajații primării Sângureni, pentru că întotdeauna se spune sistemul bugetar, sistem bugetar. Nu este adevărat, oameni. Fără acest sistem bugetar, Comuna Sângureni n-ar fi avut atât de multe proiecte, nu ar fi avut canalizare, n-ar fi avut apă și mai multe. Doamna director, dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte. Doamna este din Onești, este directoarea școlii, o persoană deosebită și... Bună ziua! Prea multe nu voi spune, dar vreau să felicit pe domnul primar și echipa pe care și-a creat-o alături pentru organizare. Nu este ușor să depui un proiect și asta vă spun și eu din propria experiență. La școală am și o minim experiență în proiecte și știu ce înseamnă. Îmi dau seama că într-o primărie e mult mai greu, mult mai dificil, nici nu cred că există termene de comparație. De aceea, astăzi este un eveniment important să felicităm și să apreciem întreaga echipă care a dus la scrierea și care va conduce la implementarea proiectului. Gazele reprezintă o resursă importantă, un aspect ce ține de modernizarea comunei Sânduleni și cu siguranță veți aprecia acest aspect. Încă o dată felicitări și să vă bucurați de gaze, ca să citez. Semnarea contractului, vreau să spun, deci spuneam domnului director, toți angajații primării Sânduleni sunt modești. Și doamna director, toți angajați. Noi avem foarte multe realizări, foarte multe proiecte. Deci, doamna Dana, ia spuneți, vă rog, ce spun ANAF-ul. Că suntem? Cele mai multe investiții din zonă. Din zonă din sunt zonă. De Comuna Sânduleni. Dar noi nu punem nimic pe Facebook. Nu pune nimic. Adică Facebook-ul ăla e tot. Dacă ne ducem la o festivitate, că dăm o bomboană la un copil, punem pe Facebook. Noi nu punem nimic. Asta înseamnă modestie, asta înseamnă responsabilitate, asta înseamnă oameni deosebiți din toate punctele de vedere. Adică cel mai mare păcat pe acest pământ este mândria domnului. Adică Dumnezeu ne-a dat pe acest pământ să fim simpli, să fim modești, pentru că așa vom vedea împărăția lui Dumnezeu. Fără credință și modestie, niciodată nu vom vedea împărăția lui Dumnezeu. Acum, luați parte la semnarea celor două, de semnarea contractului de gaze. Thank you.
oprea sub prezență și nu plecați până nu... De ce este și noi? Mulțumesc foarte mult, doamna Loredana, că ați venit la acest eveniment, este doamna de la școala Verșești. Da. Vă mulțumesc foarte mult!